De luni, 22 septembrie, poștașii vor începe să distribuie cardurile naționale de asigurări sociale de sănătate tuturor persoanelor asigurate din județul Suceava. Cele 387.200 de carduri naționale destinate asiguraților din județul nostru vor fi distribuite gratuit, prin poștă. În cazul în care titularul nu va fi găsit la domiciliu de două ori, cardul va fi predat Casei de Asigurări de Sănătate Suceava. Vor primi carduri naționale de sănătate toți asigurații care au împlinit vârsta de 18 ani, iar acest card va fi modalitatea prin care persoanele asigurate vor accesa servicii medicale și farmaceutice. Pentru persoanele care vor împlini ulterior vârsta de 18 ani și pentru cei care vor dobândi calitatea de asigurat, se va continua procesul de tipărire și distribuire a cardului, se arată într-un comunicat remis de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava. Valabilitatea cardului național de asigurări sociale de sănătate este de 5 ani de la data emiterii.